Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Gunoaiele din județul Maramureș sunt plimbate dintr-un județ în altul, iar oamenii sunt nevoiți în momentul de față să achite sume considerabile la salubrizare din cauza că această investiție, sistem de management integrat al deșeurilor de la Sârb Fărcașa, nu este încă finalizată. Termenul de predare a fost inițial de decembrie 2020, dar de atunci s-au mai dat și alte termene, s-au cheltuit foarte mulți bani. Vom afla astăzi ce sume s-au cheltuit și încă acest centru CMID este nefuncțional. Motivul este simplu, dar vom vedea soluția cât de simplă este. În zona unde este amplasat depozitul ecologic s-au produs numeroase alunecări de teren și orice încercare de a stabiliza suprafața total nu a reușit. În aceste zile, cred că ați fost și noastră atenți și ați văzut de fapt că 31 de UAT-uri au rămas cu gunoaiele neridicate. Ei bine, Drusal a dat vina pe Consiliul Județean Maramureș, Consiliul Județean Maramureș a dat vina pe Drusal, ADI Deșeuri Maramureș a dat vina tot pe Drusal. Care este situația la zi, după ce am ascultat și pe reprezentanții Drusal și pe cel al ADI Deșeuri Maramureș? Aflăm astăzi de la domnul Ionel Bogdan, președinte al Consiliului Județean Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, bine v-am găsit! Pentru început am să vă întreb dacă situația s-a clarificat, pe ce termen s-a soluționat această problemă și după aceea vreau să intrăm puțin în istoria acestui SMID ca să lămurim niște lucruri, domnule președinte, lucruri care probabil nu au fost clarificate. Eu vă spun, dacă aveam un partener serios pe partea de salubrizare în județul Maramureș și în special în zona 1, nu ajungeam în situația aceasta în care din 3 în 3 luni, din 6 în 6 luni, suntem într-o criză a deșeurilor. Și vreau să vă spun puțin ce am găsit la momentul în care am venit președinte Consiliul Județean în legătură cu aceste contracte. Consiliul Județean Maramureș a făcut o greșeală, în primul rând, că a scos la licitație în 2018 depozitarea, adică CMID-ul, în condițiile în care nu avea CMID-ul. Deci, practic, noi am dat un contract unui antreprenor în care noi aveam o sumedenie de dotări, de utilaje, de platforme și așa mai departe, dar nu aveam depozitul final de deșeuri. Cu toate acestea, s-a făcut contractul, s-a făcut actul adițional 1, actul adițional 2, actul adițional 3, actul adițional 4. În momentul în care am venit președintele Consiliului Județean, am găsit un contract cu Drusalul și pe masă o cerere de reactualizare a prețurilor și schimbarea soluției de depozitare. Asta pentru că în iunie 2020 expirase acordul de mediu pentru mormanul acela de gunoaie de pe marginea centurii municipiului Baia Mare, strada Europa. Și nu mai avea o soluție de depozitare nici Drusalul la momentul respectiv. S-au căutat în variante, am purtat discuții și acum să știți că și în această dimineață și ieri și alaltă de vinerea trecută port discuții în continuu cu președinții de Consiliul Județene, primari de municipii care au în gestiune depozite de deșeuri, astfel încât să găsim o soluție măcar pe termen mediu de depozitare a deșeurilor, pentru că e o chestiune foarte, foarte, foarte importantă și sensibilă. Și facem eforturi să găsim. S-ar fi putut face în această perioadă, dacă Drusalul ar fi fost deschis și ar fi dorit să facă vreo investiție, dar nu au dorit să facă investiții decât din acestea temporare, cum este soluția cu balotarea, spre exemplu, prin care se achiziționau o serie de dotări suplimentare față de cele pe care le au cei de la Drusal sau pe care le avem noi în CMID. Și am fi făcut o tratare mecanico-biologică mai bună, am fi scos umiditatea din aceste deșeuri. Să știți că din 80.000 de tone de deșeuri câte avem noi pe an, în mod normal, dacă am scoate umiditatea din ele într-o anumită proporție, am rămâne cu 40.000 de tone. Deci în loc să plătim pentru 80.000 de tone depozitare, transport și așa mai departe, am plătit pentru 40.000 de tone. Mai mult decât atât, n-am fi nevoit să batem la atâtea uși, pentru că fiind cantitatea mai redusă, sigur că și celelalte județe
ar accepta mai ușor. Pentru că motivul pentru care cei de la Târgu Mureș ne-au închis poarta este că și-au atins capacitatea. Deci, practic, noi am dus multe deșeuri la Târgu Mureș în cursul acestui an. Dar de ce trebuia să facă Drusal investiția și de ce nu putea Consiliul Județean să facă o investiție de genul acesta? Pentru că sunt chestiuni care țin de, de operatorul de salubritate, nu țin de Consiliul Județean. Noi nu avem capacitatea operațională să managuim deșeuri, că nu avem experți în așa ceva, nu avem oameni. În mod normal, operatorul de salubritate ar fi trebuit să facă treaba aceasta. Nu mai spun de faptul că a ieșit Drusalul cu un comunicat prin care a spus că noi n-am pus la dispoziție dotările din CMID. Dotări care există. Stația de sortare de la Sighetul Marmației, stațiile de transfer de la Târgu Lăpuș, Moisei și așa mai departe. Deci sunt multe astfel de, dotări. Mașinile de la aeroport pe care i-am rugat, le-am făcut o grămadă de notificări să vină să le prea, să le folosească pentru transport, pentru că ele pentru asta sunt prevăzute. Știți ce a spus? Da, legal pot funcționa, ele pot... Evident, da? Evident. Chiar dacă toate acest proiect este gata? Evident, evident. Da, răspunsul este da. Deci toate aceste dotări pot fi folosite, mai puțin depozit final pe care nu îl avem construit. Adică noi nu avem groapa de gunoi. Despre asta e vorba. Și evident că nu sunt de acord să pun în funcțiune TMB-ul de la Fărcașa, tratarea mecanico-biologică de acolo, până când nu avem consolidat amplasamentul, pentru că ar fi o nebunie din partea mea să las Drusalul să opereze acolo pe platforma aceea, în condițiile în care pământul fuge de sub platformă. Dar de ce în trecut, de ce nici în trecut nu au fost folosite aceste utilaje? Nu a dorit Drusalul să le preia. M-am uitat în istoric și am luat toată corespondența pe care Consiliul Județean a avut-o cu Drusalul în acest contract din 2018 încoace. Din 2018, din luna octombrie, vechea administrație a trimis adrese pentru predarea acestor echipamente Drusalului. A refuzat sistematic pe diverse motive care nu țin de contract. Între care... De exemplu, la un moment dat, după ce au amânat de nu știu câte ori că nu-i momentul, că nu așa, la un moment dat au spus, domnule, există niște neconcordanțe în construcție, în nu știu ce, la anumite platforme. Și atunci, anul trecut, am remediat, inclusiv din ce ne-au indicat Drusalul, pe banii Consiliului Județean Maramureș, am făcut revizii la toate utilajele pe care le avem, la Iveco-urile de la Aeroportul Internațional Maramureș. Le-am pus în funcțiune ca să le predăm Drusalului. I-am invitat de enori anul trecut să preia dotările. Iarăși au răspuns negativ. Ba mai mult decât atât, săptămâna trecută, când au fost cei de la România Te Iubesc și au făcut un reportaj pe tema deșeurilor în Maramureș, la una dintre discuții a fost domnul director de la Drusal împreună cu mine și întrebat fiind de către realizatorul emisiunii de ce nu a preluat acele dotări de la aeroport, acele camioane cu care se pot transporta deșeuri în alte locații, răspunsul a fost, domnule, noi nu avem șoferi. Bune, din 2018 până astăzi nu ai fost în stare să-ți angajezi niște șoferi în condițiile în care le-am calculat pe tarif. E prima dată când noi auzim de această problemă. Le-am calculat pe tarif că ne-ar scădea costul cu transportul cu cel puțin 50%. Cu cel puțin 50%. Dacă ar folosi dotările noastre. Cam asta este relația pe care noi o avem cu Drusal. Și normal că nu pot să am o relație deschisă și foarte eficientă cu acest operator care refuză să eficientizeze sistemul de preluare și prelucrare a deșeurilor. Problema pe care o am în negocierile cu celelalte județe, nu mai zic de valorificarea energetică, da? Pentru că la un moment dat se duceau deșeuri și din județul Maramureș la valorificarea energetică, adică la ars în fabricile de ciment.
Și domnul Lapane nu a ne spus mai că primesc. O parte nu din deșeuri erau transportate. Acum ne primesc doar deșeul uscat, adică cel care este colectat selectiv și nu poate fi valorificat pe partea de alte produse, cum ar fi plastic și așa mai departe, care este infectat. Și doar pe acela îl duce la ars, pentru că restul nu-l primesc cei de la fabricile de ciment, pentru că este neconform. Adică nu este de o calitate care să permită acest lucru. Deși toate județele duc la fabricile de ciment. Deci, astea sunt chestiuni pe care Drusalul refuză să le facă de ani de zile. Deci, asta e problema. Celelalte județe, vă spun ce mi-au spus. Domnule, problema dumneavoastră la Maramureș este că ne livrați deșeu neconform. Noi trebuie să facem proceduri suplimentare ca să putem să-l depozităm la noi. Ăsta este motivul pentru care foarte mulți ne refuză. Deci, de aici pornim. Domnule Ionel Bogdan, cum răspundeți afirmației sau comunicatului de la Drusal prin care se spune că vreți să îndepărtați Drusal și să fie angajate anumite firme de casă? Asta este o inepție a domnilor de la Drusal. Mai mult decât atât, eu le-am crescut tarifele, mi-am asumat public acest lucru. Eu am încercat să-i sprijin în toate demersurile pe care le-au făcut. Eu m-am dus în alte județe. Eu, domnul vicepreședinte Lazar, doamna subprefect Enico și așa mai, domnul prefect. Domnul prefect a fost personal la Bistrița, a fost personal în mai multe județe, astfel încât să putem să găsim soluții să poată transporta în continuare. Dar când tu ești un operator de bună credință, nu mă anunț la ora 14 că de mâine dimineață nu mai ridici deșeurile, că nu mai ai unde să le duci, având în vedere că tu știai deja de ceva vreme că ai depășit cantitatea pe care ți-a aprobat-o Târgu Mureș și nu ne-ai anunțat de acest lucru, ba mai mult decât atât, știai că urmează această adresă cu câteva zile înainte și nu ne-ai anunțat că să ne avertizezi că urmează acea adresă și aveai și posibilitatea ca 72 de ore să le depozitezi temporar pe platforma ta care ți este avizată de mediu și care îți permite legal acest lucru. Deci puteai să nu oprești colectarea deșeurilor până marți. Domnul Lapane, dar ai făcut-o de sâmbătă dimineață. Ne-a declarat aici în emisiune că nu mai era spațiu pe acea platformă. Asta pentru că tot dânsii nu au dus deșeurile pentru acolo. Care au primit bani de la consiliile locale din județul Maramureș și pentru care consiliile locale au plătit pentru depozitare finală și ei nu le-au depozitat așa cum ar fi trebuit, ci le-au păstrat acolo pe platformă. În momentul de față, gunoaiele vor fi transportate sau sunt deja transportate la Bistrița. Pentru cât timp, domnule președinte? La Bistrița avem acceptată o cantitate de 1000 de tone. Noi pe zona 1000 de tone 1, pe lună pe zona, pentru zona 1? Doar pentru zona 1, că mai duce la Bistrița și Herodot și Glotsal. Pe celelalte zone. Față de 3500 cât era, parcă nu lunar. Dar noi avem nevoie de minimum 3000-3500 de tone pe lună. Și chiar în această dimineață, păi, discutăm, încercăm să găsim soluții. Deci, practic, noi la Bistrița avem aprobate 3000 de tone. Asta este ce avem aprobat. 3000 de tone pe 3 luni. Pe 3 luni, mă rog, se poate și... Sau le împărțiți. Dar 3000 de tone, asta e maximul ce poate să ne... Asta înseamnă Bistrița. Octombrie, noiembrie, decembrie, pentru că Bistrița. Capacitatea de la Bistrița este una mai redusă, fiind un județ micuț și cu o dimensionare a smidului. Fiecare și-a făcut un smid pentru că... Așa este strategia națională de management al deșeurilor. Bun. În paralel discutăm cu Bihorul să reluăm activitatea cu ei. Discutăm cu Odorheiu Secuiesc. Chiar înainte să vin la emisiune am mai discutat încă o dată cu ei. Discutăm cu cei de la Cluj, discutăm cu Sălajul, discutăm cu toți cei care pot să preia cantități de deșeuri, mai mici, mai mari. Am spus că chiar dacă nu primim de la un județ cantitatea totală pe care noi o avem de dus, dar dacă primim 500 de tone, 1000 de tone într-o parte, în alta, o să ne descurcăm cumva. Asta facem acum pe termen foarte, foarte scurt, astfel încât să
încercăm să nu ne mai blocăm cu deșeurile. Sigur, este o soluție pe termen scurt. Problema mare este cu acest CMID, da? Depozitul ecologic, unde, așa cum spuneam, să vedem care e situația. Pe termen mediu. Pentru că dumneavoastră ați făcut o afirmație într-un live pe pagina de Facebook în care a spus că, bun sau prost, acest SMID trebuie finalizat. Pentru că altfel se pierd banii. Exact. Au venit unii și au spus, cum bun sau prost? Nu, trebuie să fie bun. Nu că îl inaugurăm, îl predăm, nu pierdem banii, dar după aceea nu mai putem să-l folosim. Deci, în momentul în care se rezolvă partea de stabilitate a solului acolo, a terenului, SMID-ul este bun. Sigur că ar fi putut fi mult mai eficient realizat decât este realizat și nu o spun din perspectiva dotărilor. Dotările sunt foarte bune. Am verificat cu experți de la București, cu experți din domeniu care ne-au spus, domnule, utilajele pe care le aveți sunt foarte bune. Sunt în bună regulă. Doar că, din păcate, nu pot fi folosite acolo în acest moment. Până când nu rezolvăm partea de fundare a terenului, astfel încât să nu se mai ducă la vale terenul acolo, nu avem cum să pornim acolo SMID-ul. Deci, problema principală pe care noi o avem astăzi este că nu avem un depozit autorizat de depozitare a deșeurilor. Indiferent câtă colectare selectivă se face, indiferent ce sortare se face, cel puțin 40-45 de mii de tone tot ajung la depozitare într-un depozit final în acest moment. Sigur că pe viitor se pot face diverse eficientizări odată ce se vor implementa și zonele 2 și 3 pe partea de colectare selectivă. Deja am început acest demers încă de anul acesta și am crescut cu 6% colectare selectivă, dar nu este deloc suficient. Deci, practic, obiectivul pe termen mediu este reducerea cantităților de deșeu care trebuie depozitate final, asta însemnând o reducere cu un 50%, iar pe termen lung trebuie să avem depozit final autorizat în județul Maramureș, astfel încât să putem să ne descurcăm la un cost rezonabil și pe termen lung. Am întrebat și pe ceilalți președinți legat de acest SMID de nenumărate ori. Am să vă spun foarte pe scurt. Mircea Man, că pe dânsul s-a dat foarte mult vina că atunci s-a ales locația, dar după foarte multe discuții și pe vremea domnului Marinel Covaci. Spune așa, locația de la Fărcaș a fost găsită ca zonă. Niciodată nu a mers să delimităm. Ori, cine a făcut studiul geo trebuia să spună stop în momentul 2. Și nu se putea începe lucrarea dacă studiul geotehnic ar fi arătat că acolo ar fi alunecări de teren. Eu puteam să fac ce? A fost o echipă de management. Dacă un specialist și-a pus semnătura și nu corespunde, eu cred că nimeni din administrație nu mai poate să răspundă. Dacă a fost făcut sau nu studiul, acolo poate fi o discuție, a spus domnul Mircea Man. Deci dânsul spune că nu e de vină. Dar, mai adaugă, dacă în 9 ani nu s-a putut termina un proiect, mă încurcă foarte tare și să gândesc, a adăugat dânsul. Mergem mai departe, domnul Ciceu spune, păi eu am preluat ce am preluat de la domnul Mircea Man. Domnul Zetea la fel. Fiecare și-a făcut treaba pe ceea ce avea de făcut. Dacă îmi permiteți, vă spun realitatea, că eu nu o să zic greaua moștenire și așa mai departe. Este un proiect foarte dificil. E un proiect dificil, dat fiind faptul contextul. Dar vreau să vă spun cum s-a ajuns aici. Pentru că și asta e un lucru important și trebuie să înțeleagă toată lumea. Deci, dumneavoastră, nu știu dacă ați participat la revolte publice cum am participat eu. Când am încercat să găsesc alte locații și am stat cu sute de oameni care țipau, urlau, aproape că îmi dădeau cu ceva în cap în localitățile respective. E, prin acest moment a trecut Marinel Covaci, care a încercat să găsească locații, s-au studiat la nivelul Consiliului Județean 9 locații pentru acest CMID, care unele erau poate mai potrivite, altele mai puțin potrivite. Asta este o altă discuție. Cert este că în fiecare astfel de localitate, deși, mai vă spun, am studiat foarte mult, nu afectează cu absolut nimic ca zona respectivă un CMID. Sunt studii, sunt diverse variante. Până la urmă trebuie să facem ceva cu gunoiul. Nu avem ce să facem. Nu putem transporta deci, dintr-un nu județ putem, în altul. Nu putem la nesfârșit să-l ducem dintr-un loc în altul. De asta am căutat variante alternative, terenuri alternative. Dar vă spun un lucru. Deci,
9 locații înainte să fiu eu președinte s-au studiat până când Mircea Man a luat acea decizie cu terenul de la Fărcașa, care a fost singura administrație locală care și-a asumat și a venit în sprijinul autorității județene ca să se câștige acei bani. Exact. Bun. Dar niciun fost șef de județ, să-mi termin și eu ideea, nu a fost tras la răspundere. Toți spuneau că și-au făcut bine treaba. Păi dacă și-au făcut bine treaba, de ce nu avem SMID acum? Vă spun și de ce nu avem SMID. Avem studii geotehnice. Deci în primul rând trebuie să știți că Consiliul Județean Maramureș a câștigat un proiect, un proces cu cei de la Victor Construct. Eu am 99% consider că ei sunt principalii vinovați pentru care suntem în situația asta. De ce? Pentru că ei, în momentul în care au intrat pe amplasament, trebuiau să-și facă absolut toate calculele și toate lucrurile, astfel încât să nu ajungă în situația asta. Am câștigat un proces, am câștigat 180 de milioane de lei prin proces, bani care evident că n-au intrat în conturile Consiliului Județean, suntem doar la masa credală. E cumva la o firmă, e deja în faliment. La lichidare probabil că vom câștiga 10-15 milioane de lei. Trebuie spus că iarăși circulă o teză falsă că s-au cheltuit 100 de milioane de euro. Cât pe SMID. Este fals. În total s-au cheltuit aproximativ 45 de milioane de euro. Dar la Fărcașa aceștia sunt bani europeni. Bani europeni. Și cât a cheltuit Consiliul Județean separat? 12 milioane de lei. Probabil că ori mai fi fost alte cheltuieli minimale, dar, adică mai micuțe, dar acum nu le-am văzut. Și ar sumele mai urma grosiere. Să vină câți bani de la Uniunea Europeană? Mai trebuie să mai vină încă aproape 5 milioane de euro bani rămași în restul de executat și 34 de milioane de euro bani aprobați printr-un OUG ca și suplimentare a CMID, a finanțării pe CMID din 2020. Tot de la Uniunea Europeană? Nu, aceștia vin din bugetul de stat. Printr-o ordonanță de urgență. De aceea întrebam. Da. Păi în baza lor am făcut licitația privind restul de executați, proiectare cu execuție. Dar întorcându-mă la amplasament. Deci, din cele 45 de milioane de euro s-au făcut stațiile de transfer Târgu Lăpuș, Moisei, stația de sortare plus stație de transfer plus Cavla Sighet, stații pentru deșeurile din construcții, compactoare, utilaje de manipulare, utilaje de transport, cele nouă Iveco-uri de care vă ziceam mai devreme, plus remorci. Și apoi, în ultima instanță, este vorba de CMID sârbi. Și acolo sunt iarăși utilajele care sunt în momentul acesta acolo, ele sunt existente, sunt funcționale, le-am făcut revizie chiar anul trecut, sunt în bună regulă, doar că nu putem să le utilizăm, dat fiind faptul că terenul alunecă acolo, dar ele pot fi oricând relocate de acolo. Și aici mă refer la utilaje, încă chiar am avut o corespondență cu Ministerul Fondurilor pentru a vedea dacă există această posibilitate. Există. Deci, practic, pe construcții la Fărcașa s-au cheltuit 36 de milioane de lei, adică undeva la 7 milioane de euro la cursul de astăzi. Deci asta este bani care puteau să nu fie cheltuiți dacă acest proiect mergea strună, da? Evident. Evident. Dacă acest proiect mergea strună, puteau să nu fie cheltuiți. Erau cheltuiți. Pentru că licitația lui Victor Construct a fost câștigată la 54 de milioane de lei. Eu vorbesc de bani în plus care s-au alocat pentru diverse... Nu, ăștia nu sunt în plus. Ăștia sunt ce s-a cheltuit, 36 de milioane de lei pe construcții. Atâta s-a plătit la Victor Construct și la celălalt constructor care a făcut acele hale acolo, pentru că halele au fost într-un contract separat și pentru care s-au cerut soluții tehnice diferite și s-au suplimentat bani de la bugetul Consiliului Județean și ele stau în picioare încă. Pauză de publicitate și revenim pe firul poveștii mai departe.